Rare ori mi se întâmplă să schimb predica înainte să vin în față. De când am deschis împreună Biserica Lumina, cred că e a treia oară când mi se întâmplă lucrul acesta. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine, o să fac referință la câteva fragmente din Scripturi. Unul găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, era pregătit pentru această seară. Dar textul din această seară va fi mai mult decât atât. Nu o să ne rezumăm doar la Evanghelia după Luca, la capitolul 3, ci vom privi și în alte fragmente biblice. Evanghelistul Luca, în capitolul 3, versetul 21 și versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și Duhul lui Dumnezeu mi-a schimbat gândul în timp ce Marius ne îndemna la rugăciune și am simțit prezența lui Dumnezeu care îmi spunea că în această seară cuvântul trebuie să se ducă în altă direcție. Dacă Dumnezeu va îngădui cu altă ocazie, voi predica și ceea ce am pregătit pentru seara aceasta. Evanghelistul Luca, în capitolul 3, în versetul 21, vorbind despre Mântuitorul Iisus, după momentul în care El a fost botezat, spune Biblia că așa, în versetul 21, a fost botezat Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Când Domnul Iisus Hristos face rugăciunea asta, spune Biblia că avem aici manifestarea întregii dumnezeiri. Îl avem pe Dumnezeu Tatăl care vorbește, îl avem pe Dumnezeu Fiul care e prezent acolo și îl avem pe Dumnezeu Duhul Sfânt care coboară peste viața Fiului. Și spune Biblia că pe când se ruga El, s-a deschis cerul și a coborât Duhul Sfânt. M-am gândit de multe ori la programele noastre, dacă ar deschide Dumnezeu cerul. Dacă la toate programele noastre, în timpul închinării noastre, în timpul predicii noastre, în timp ce suntem aici, Dumnezeu să facă să deschidă cerul Lui. Și în dreptul meu și în dreptul tău să se audă vocea lui Dumnezeu care să spună: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și pentru ca să se întâmple lucrul acesta, am hotărât în această seară, făcând abstracție de schița pregătită și cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne ține cu viață, o să prezint schița altă dată. Dacă nu, vă prind în rai și vă țin predica asta. Vă spun ceva, să știți că în rai se predică, nu scăpați de predică nici acolo. Iată ce spune Biblia în Evrei, în capitolul 3, versetul 13. E lucrul care împiedică să se deschidă cerul în dreptul vieții noastre. În Evrei, capitolul 3, versetul 13, zice așa: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Și mai zic o dată: îndemnați-vă unii pe alții și îmi permit să mă uit la voi în calitate de predicator și să vă îndemn. Îndemnați-vă unii pe alții și acest îndemn aș vrea la rândul vostru să-l preluați. Cei care ați hotărât în seara asta să veniți la Biserica Lumina și când o să vă întrebe cei care n-au vrut să vină la biserică în seara asta sau n-au putut din motive obiective despre ce s-a vorbit, puteți să le spuneți că acolo în biserica în care schițele sunt pregătite și puse pe online înainte de predică, aș vrea să știți că Duhul lui Dumnezeu a schimbat gândul predicatorului și ne-a pus acest îndemn. Îndemnați-vă unii pe alții și vă îndemn să faceți același lucru cu cei dragi ai voștri care n-au vrut să vină la biserică astăzi. Câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Îndemnați-vă unii pe alții la pocăință, câtă vreme se spune astăzi. Pocăință înseamnă regret față de lucrurile păcătoase pe care le-ai făcut. Regret înaintea lui Dumnezeu, dorință de renunțare și apoi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se trezească venit prea târziu,
Pentru că există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire. Și o spun cu durere și cu părere de rău. Tot mai mult bisericile noastre sunt pline de oameni împietriți. Văd lucrul ăsta în timpul predicii, văd lucrul ăsta în timpul cântărilor, văd lucrul ăsta de foarte multe ori la rugăciune. Suntem parcă tot mai împietriți. De ce? Există ceva care aduce împietrire. Și acest ceva este păcatul, adică neascultarea de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în această zi și rostul meu ca predicator e să vă spun și să vă îndemn în numele Domnului. E îndemnul pe care aș vrea să-l preluați și să-l transmiteți mai departe. Există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire. Și aș vrea să mai citesc un text de la care pornește predica de astăzi. Așa că mulțumesc pianistului, puteți să-l încurajați. N-ai fost răpit, nu? Tu cântă în surdină. Când auzi că pică unul acolo, cântă în surdină. Asta e, atâta pod oamenii. Dacă mai auzi muzica acolo, la fel, cântă în surdină, ca să pot eu să mă concentrez. Muzica nu e pentru voi, e pentru mine. Altfel n-am nicio șansă să vă pot predica. Așadar, suntem la cel de-al treilea text din această seară și aș vrea să ne uităm și în Evrei, în capitolul 12, versetul 1. Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, aici la Biserica Lumina, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Care-i norul de martori? Știți care-i norul de martori? Toți înaintașii noștri care au rămas pe calea asta pocăinței o viață până la sfârșit. Toți înaintașii noștri care au înțeles acest îndemn, pocăiește-te astăzi pentru că există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire. Și noi. Pentru că suntem înconjurați de un nor atât de mare de martori. Și dacă ne uităm în Scriptură, și Marius vorbea aici despre mari oameni ai lui Dumnezeu care au fost mari nu datorită lor, ci pentru că Dumnezeu a deschis cerul și a lăsat să coboare Duhul Sfânt în viața acestor oameni. Nu lăsați păcatul să aducă împietrire în viața voastră. Și împietrirea să facă din voi doar niște oameni religioși. Nu ești primul și nici ultimul. E o armată mare de oameni, zice autorul epistolei către evrei. E un nor mare de martori. E o mulțime mare de oameni. Milioane de oameni înaintea ta au pășit pe calea asta. Pe calea asta a fost primul. Primul care a pășit a fost Iisus Hristos. Pârga celor adormiți, cum îl numește Apostolul Pavel, adică primul rod din recolta învierii. Și pe calea asta, înaintea ta, poate zici, bă, dar e greu să fii pocăit. E greu să te rogi în fiecare zi. E greu să biruiești tentațiile în viață. Pe calea asta înaintea ta au pășit. Uită-te la bunicii tăi care au sfârșit alergarea. Uită-te la părinții tăi care au sfârșit alergarea. Și mai ales uită-te la oamenii lui Dumnezeu așa cum îi prezintă Scriptura. E un nor așa de mare de martori. Sunt milioane de oameni care n-au lăsat înșelăciunea păcatului să aducă împietrire în viața lor.
Vă spun în calitate de evanghelist, văd tot mai mult bisericile noastre pline de oameni împietriți, ca niște bolovani, cărora trebuie să le spui ceva care să-i facă cumva să te asculte, cărora trebuie să le cânți, să cânți cât mai bine, să predici cât mai bine, să fii cât mai bun orator. Dar de fapt problema nu e la noi și nu vă supărați că vă spun asta. Problema e la inima noastră rea care refuză să se pocăiască. Dar vreau să vă garantez ceva. Au fost milioane de oameni, un nor mare de oameni, un nor mare de martori, oameni care nu s-au lăsat înșelați de păcat. Slăviți să fie Domnul nostru! Dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Orice piedică. Și lucrul ăsta mi-aduce aminte de ce spune Apostolul Pavel bisericii din Galatia, când le zice: voi alergați bine, dar ce v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Să dăm la o parte orice piedică. Și care-i piedica, măi oameni buni? Că noi am cântat că vom ajunge în cer și nimeni nu ne poate împiedica să ajungem acolo. Să dăm la o parte orice piedică. Și ne spune autorul epistolei către evrei care este piedica. Păcatul care ne înfășoară cum? Ziceți voi. Așa de lesne, la noi în Bihor lesne e mai ieftin. Când te duci la piață și vrei să negociezi, zici: Doamne, nu lăsați mai lesne. Dar de fapt e vorba de păcatul care pune stăpânire pe viața noastră în mod subtil și care aduce împietrire. Păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință. Nu zice la stăruință, ci cu stăruință. Pentru că aș vrea să vă spun un lucru clar. Pocăința, credința, e o alergare făcută cu consecvență. Nu doar din când în când, nu doar duminica, atunci când e fain în biserică, când se predică, când ne închinăm, nu. Alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Oameni dragi, noi nu ne trăim viața spirituală de pe o zi pe alta. Nu trăim de pe o duminică pe alta. Nu suntem din categoria celor care vin la biserică și vin apatici și obosiți și plictisiți. Zice aici autorul epistolei către evrei: viața noastră de credință este o alergare. Ce înseamnă asta? Adică există în inima noastră o dorință după Dumnezeu, după lucrurile spirituale, dar e ceva care poate să ne taie această dorință. E înșelăciunea păcatului, despre care spune Biblia. E păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Adică în mod subtil, fără să-ți dai seama, te trezești la un moment dat că, ținând în viața ta anumite lucruri păcătoase, devii tot mai împietrit, te rogi tot mai greu. În timpul în care ceilalți cântă, ți se pare că, nu știu, totul e de formă, asculți predica și predica e departe de tine. Ia gândește-te când ultima dată rugându-te ai simțit prezența lui Dumnezeu. Când ultima dată ai simțit că deasupra vieții tale Dumnezeu deschide cerul exact cum a făcut cu Iisus Hristos și ai auzit prin Duhul Sfânt vocea Tatălui care să spună în dreptul tău: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Tu ești pocăit, ești penticostal, ești baptist, ești creștin după Evanghelie, ești ortodox, ți-ai asumat titulatura aceasta de credincios, de om al lui Dumnezeu, dar când ultima dată în adâncul ființei tale și în sufletul tău ai simțit că Dumnezeu se uită zâmbind la tine și-i mulțumit de tine și spune: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea? Sau oare s-a întâmplat cu tine ce s-a întâmplat, din păcate, cu o mulțime de oameni pe calea aceasta? În alergarea ta ceva ți-a tăiat calea, păcatul care înfășoară atât de lesne, și din alergată ai ajuns împiedicat. Și creștinismul e târâit de pe o zi pe alta. Mă, cum îi? Las că o să mă bucur într-o zi, cântăm, o să ajungem în rai într-o zi. Ne rugăm, dar ne rugăm ca niște împiedicați, cântăm ca niște împiedicați și parcă nu mai pasiunea aia care trebuie să fie noi. Alergarea asta. Și zice autorul epistolei către evrei: dacă vreți să se întâmple treaba asta, să puteți alerga, există o condiție, versetul 2. Care e condiția? Citiți voi acolo. Hai să vedem. Să ne uităm țintă la cine? La predicatorii care ne stau înainte și uitându-ne la ei, să avem așteptări nerealiste de la ei, și apoi dacă vreunul falimentează să ne lamentăm. Asta zice. Să ne uităm la patriarhi, la președinți, la oameni. Nu, să ne uităm țintă la cine? La cine? Țintă la cel care este căpetenia și ce înseamnă desăvârșirea credinței noastre. Adică e etalonul absolut, perfect.
să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Aș vrea să vă întreb, dar în modul cel mai sincer, și nu vreau să spiritualizez în vreun fel, când ultima dată, venind la biserică, ați putut mărturisi, l-am văzut pe Iisus? Când ultima dată, așezându-te în rugăciune, în duh de rugăciune, în inima ta, poți spune că în adâncul ființei tale l-ai văzut pe Dumnezeu prezent acolo? Când ultima dată, citind cuvântul, ai simțit pur și simplu că Dumnezeu îți vorbește și că nu e un exercițiu greoi să citești încă un capitol pe zi, bă, spocăit, mă mustră conștiința, hai că mai citesc un capitol pe zi. Când ultima dată creștinismul tău, pocăința ta a fost o alergare și nu o împiedicare? Când ultima dată ai simțit că arde în tine acest dor după Dumnezeu? Și dacă dorul acesta nu mai există, și dacă cerul lui Dumnezeu nu s-a mai deschis de mult în dreptul rugăciunilor tale și în dreptul ascultării tale, înseamnă că ceva a pus stăpânire pe tine. E o înșelăciune a păcatului despre care spune Biblia, aduce împietrire. Și ne trezim așa cum spuneau frații mai bătrâni, uitându-se peste adunările noastre câteodată și ziceau, bă, dar câți bolovani. Și acum n-aș vrea să vă simțiți în vreun fel ofensat sau dacă cineva se simte ofensat, n-are decât să o facă. Adică atât de mulți oameni împietriți, atât de mulți oameni cărora le este greu să ridice mâinile. Mă iertați, Biserică Lumina. Oamenii ăștia se pregătesc să conducă închinarea mult și bine. Cântarea sună impecabil. Dacă m-am uitat peste adunare această seară, nu știu dacă am văzut 6 sau 7 oameni din sute de oameni cât suntem noi astăzi aici ridicând mâinile. Nu spun că ar trebui să o facem ca pe un automatism. Intrăm în biserică? Nu. Dar când ai simțit ultima dată să o faci? Și nu mimetic, nu pentru că o faci ăla de lângă tine, pentru că aici etalonul nostru îi toată lumea când intră... Nu. No. Ci pur și simplu să simți că Dumnezeu deschide cerul deasupra rugăciunii tale. Că vorbești cu Dumnezeu Tatăl. Că Dumnezeu vorbește în dreptul tău și se uită zâmbind la tine, chiar dacă nu ești perfect. Chiar dacă ești un simplu om păcătos, stai înaintea Lui și auzi vocea Lui care spune, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, și Duhul Sfânt coboară peste tine. Adică există această manifestare specială a prezenței Lui Dumnezeu. O, strângem soborul ca la așezătoare, de parcă ai fi o Doamne doar roghicitoare, zice o cântare. În loc am genunchiat să ne rugăm. Mă rog ca de fiecare dată când oamenii ăștia ne conduc în închinare, Dumnezeu să deschidă cerul. Mă rog ca de fiecare dată când te vei duce în cămăruța ta și te vei ruga, Dumnezeu să deschidă cerul. Mă rog ca Dumnezeu să deschidă cerul în dreptul familiei tale și în dreptul vieții tale. Și dacă există înșelăciunea păcatului care a pus stăpânire pe viața ta și care te împiedică să te închini lui Dumnezeu și să te apropii de Dumnezeu, mă rog în această seară, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să rup orice legătură a întunericului din viața ta. O, păcatul care ne înfășoară atât de lesne, nici nu ne dăm seama cum ajungem acolo. Și dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi și ne uităm la viața noastră, fiecare dintre noi avem în viața noastră un punct vulnerabil. Nu trebuie să-l mărturisești în seara asta aici. Nu-ți cere nimeni să te ridici în picioare și să spui, ăsta e punctul meu vulnerabil, dar fii sincer. Mi-aduc aminte că odată un profesor universitar, stând de vorbă cu studenții lui la teologie, încearcă să facă cu ei un exercițiu de sinceritate și întreabă, puteți mărturisi în fața colegilor voștri care ar fi punctul vostru vulnerabil? Nu neapărat cel mai sensibil, dar unul dintre punctele vulnerabile. Și oamenii, în funcție de cât au putut să fie de deschiși, au mărturisit fiecare măcar o parte vulnerabilă din viața lor. Doar unul s-a ridicat în picioare și a zis, vă rog să consemnați, eu n-am niciun punct vulnerabil. Moment în care profesorul, uitându-se la el, a zis, stai jos, știm care e păcatul tău, tu ești mincinos. Pentru că nu există om care se naște sub soare, cum spune Biblia în cartea Eclesiastului, care să nu aibă în viața lui, fie înăscut, fie dobândit, și de cele mai multe ori se întâmplă dobândit, fie ereditar, pentru că există o anumită înclinație ereditară în noi înșine, pe care Biblia o numește ca atare, prin păcatul strămoșesc, pe care l-am moștenit de la înaintașii noștri, prin firea pământească, adică înclinația asta înspre rău, cu care fiecare dintre noi ne naștem, în funcție de contextul în care te-ai educat și ai crescut, există un punct vulnerabil în viața ta. Și punctul ăsta vulnerabil
Diferă de la om la om. Și noi de obicei judecăm pe oameni după slăbiciunile noastre. Și dacă vrei să știi care e slăbiciunea unui om, îl vezi și acuză în viața altora. Și când îl vezi pe un om că acuză tot timpul în viața altora ceva, înseamnă că acolo e o vulnerabilitate. Înseamnă că acolo e un bai, ăla care vede peste tot un anumit păcat, înseamnă că el însuși luptă cu păcatul acela. Pentru că fiecare om care se naște în lumea asta are un punct vulnerabil, fie înăscut, moștenit prin ereditate, fie dobândit din cauza contextului în care te-ai dezvoltat și ai crescut. Dacă ne uităm însă chiar la ucenicii Domnului Iisus, i-am putea lua pe rând, fiecare în parte are slăbiciunea lui. Și poate cel mai cunoscut dintre toți și iubit de noi românii, cel puțin eu țin mult la el, e Sfântul Petru, pentru că seamănă așa de mult cu noi. E un om care are un păcat românesc și are un păcat, nici nu știu cum să-l numesc, și penticostal. De ce? Că e impulsiv. El e gata acum să spună o declarație extraordinară despre Domnul Iisus și spune: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și apoi să facă o declarație care nu venea de la Domnul, ci din direcția cealaltă. Și Domnul Iisus să-i spună înapoi a mea, Satană. E același om care îi spune Domnului: Doamne, eu de tine nu mă lepăd niciodată. Eu de tine nu mă las niciodată. Când Domnul Iisus se uită la ei și le spune: toți veți găsi un motiv să mă lăsați. Parcă îl văd pe Simon Petru ridicându-se în picioare și spunându-i Domnului: Doamne, uită-te bine la mine. Dacă Toma, ăsta mă uit la el, ăsta e îndoielnic, s-ar putea să se lepede de tine. Dacă el alt, s-ar putea să se lase de tine. Dacă, nu știu, Iuda, deja Iuda era dus. Dacă unul dintre apostoli, ceilalți apostoli se vor lepăda, eu, Simon, Petru, nu mă las niciodată. Și Domnul se uită la el zâmbind și spune: Simone, nu mai durează mult și te vei lepăda de mine. Îl văd pe Simon Petru spunându-i Domnului la un moment dat, e așa de simpatic, îmi place de el: Doamne, eu mor pentru tine, dar la câteva momente după aia, totuși noi de 3 ani te urmăm, ce primim? Noi am lăsat totul, ce primim în schimb? Toată viața lui, dacă cunoaște Scriptura, și știu cum cunoașteți, că aici în Biserica Lumina oamenii cunosc Biblia, slăviți să fie Domnul pentru asta, dar vreau să vă spun, dragii mei, vă aduceți aminte că Apostolul Pavel, când încă era la început, îl confruntă pe Simon Petru, de ce? Tocmai din același motiv, că e la fel de impulsiv, într-un anumit context se ridică și spune un anumit lucru și cade în lațul fățărniciei. Aceeași problemă, toată viața lui luptă cu problema asta. A fost o vreme când predam istoria creștinismului la liceu penticostal și mi-aduc aminte că am vorbit despre Simon Petru și am povestit despre o variantă a finalului vieții lui, povestită de Eusebiu de Cezarea. Nu-i sigură varianta asta. Eusebiu de Cezarea, un istoric care idilizează istoria creștinismului, dar el spune că Simon Petru, atunci când moare, era la Roma și împărat roman era Nero. Vreau să accentuez Nero, nu cum mi-a scris unul dintre elevi, Dero. Și împăratul ăsta dă foc Romei, știți toată povestea lui, și hotărăște, în momentul ăla, Simon Petru hotărăște să fugă, spune Eusebiu de Cezarea, și în timpul în care fugea, are parte de o revelație, îl vede pe Iisus plângând și îndreptându-se spre Roma și îl întreabă pe Iisus: Doamne, unde te duci? Quo vadis, celebra întrebare, după care a fost scris și un roman care apoi a fost ecranizat. Mântuitorule, unde te duci și de ce plângi? Și Domnul i-ar fi răspuns, spune Eusebiu de Cezarea: mă duc să fiu răstignit, Simone, pentru tine a doua oară la Roma. Și atunci Simon Petru, simțindu-se din nou mustrat în cugetul lui, exact ce s-a întâmplat cu el după ce s-a lepădat de Iisus Hristos, când spune Biblia că a ieșit afară și a plâns cu amar, se întoarce cu lacrimi înapoi la Roma, e condamnat la moarte, nu orice fel de moarte, ci moarte prin crucificare, și spune Eusebiu că ultima lui dorință ar fi fost aceea de a muri răstignit cu capul în jos, recunoscând în felul acesta că a avut în viața lui un punct vulnerabil cu care luptă toată viața lui. Poate ești în această zi aici și te întreb: Doamne Dumnezeule, ce ar trebui să fac în viața mea? Vedeți, sunt lucruri care în ele însele nu sunt neapărat păcătoase. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, mi se pare: toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe tine.
Mă întreabă de multe ori oameni în legătură cu păcate despre care Biblia nu vorbește explicit. În urmă cu ani de zile m-a întrebat un tânăr frate, unde scrie în Biblie să nu fumez? Și am zis, mă, omule bun, Biblia e o carte scrisă pentru oameni deștepți. Așa cum am vorbit de altfel aici, în biserica noastră, când am vorbit despre cum interpretăm Scriptura, am spus că în Scriptură sunt principii generale pe care Dumnezeu le-a pus acolo. Dumnezeu ne-a dat o minte și rațiunea noastră e chipul și asemănarea lui Dumnezeu în noi sau parte din asemănarea lui Dumnezeu în noi. Și apoi mintea asta a regenerat-o prin naștere din nou, a pus în noi Duhul lui Cel Sfânt care ne luminează mintea și ne dă puterea ca principiul general pe care îl regăsim în Scriptură să-l aplicăm în mod particular în viața noastră. De asta Biblia e o carte scrisă pentru oameni deștepți. Sunt lucruri despre care Biblia nu vorbește explicit. Dacă ești legat de ele. Da? Biblia nu vorbește despre Instagram, despre Facebook. Nu-i păcat și noi le folosim ca mijloc de a transmite informație. Dar când un lucru care nu-i păcătos în el însuși pune stăpânire pe tine, Biblia spune că momentul ăla e păcat. Știți ce se întâmplă? Problema e că te împietrește. Sunt lucruri care în ele însele nu sunt păcătoase. De exemplu, jocul pentru calculator. Nu știu cum să mă explic mai bine sau să mă exprim mai bine. Joc pe calculator, cum ziceam când eram adolescent, sau pentru calculator, habar n-am. În privința asta, să discute ăia care se pricep mai bine la probleme de gramatică sau de exprimare în limba română. Dar nu-i ceva păcătos să te joci pe calculator. Excepție făcând acele jocuri care promovează, și fac paranteza asta, care promovează senzualitatea și violența. Da? Din categoria băieții, din categoria Counter-Strike, de exemplu. Când auzi băieți vorbind unii cu alții, tu câți ai omorât? Parcă ar vorbi doi criminali în serie. Da, să spui, da, domne, dar ăsta e un joc, nu poți să faci diferența între virtual și realitate. Dar vedeți, toate lucrurile astea lucrează la mintea noastră. Devenim tot mai puțin sensibili la violență. Tot ce vedem, absolut tot ce auzim, tot ce citim, tot mai puțin citim, din păcate. Ni se inoculează aici. De aia spune Biblia, păziți-vă inima sau mintea mai mult decât orice, pentru că de acolo avem parte de izvoarele vieții. Dar câteodată și izvoarele morții tot de acolo pornesc. Și diavolul poate pune stăpânire pe viața ta aici. Și când diavolul pune stăpânire pe mintea ta, tu nu te mai poți ruga, tu nu mai poți veni la biserică. Sau și când vii, o faci doar formal. Relația ta cu Dumnezeu se rupe. Mintea ta e dominată, fie de frică, fie de o anumită dependență. Oricare ar fi dependența aceea. Fie că e vorba de o substanță oarecare. Și acum nu trebuie să vă dau exemple. Cred că mulți dintre voi înțelegeți despre ce vorbesc. Din păcate, bisericile noastre sunt tot mai pline de oameni în viața cărora înșelăciunea păcatului a pus stăpânire. Și atunci ne mirăm că nu mai avem putere rugăciune, ne mirăm că nu ne putem închina, ne mirăm că devenim tot mai profesioniști, dar parcă tot mai reci din punct de vedere spiritual, ne mirăm. Dar nu uitați că înșelăciunea păcatului aduce împietrire. Și mă refer aici de la cele mai aparent nensemnate păcate, da? Pentru că noi pocăiții considerăm, domne, bârfa nu-i chiar păcat. Cu toate că este un mare păcat. Nu întâmplător, bârfitor înseamnă diavol. Diabolos. Pârâșul, așa îl traduce Cornilescu. Ăla care merge cu pâra, ăla care merge cu bârfa. Orice lucru prin care diavol reușește să pună stăpânire pe viața ta, păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Marea boală a creștinismului de astăzi e păcatul care creează dependență. Da, cel neprihănit va cădea de 7 ori. Și se va ridica iarăși. Dar întrebarea mea, și voi răspunde cu 3 lucruri pe care vreau să le spun aici. Și aș vrea să vi le spun pentru că ele au de-a face cu ceea ce Dumnezeu a pus în sufletul meu. Au fost și alte ocazii în care am vorbit despre aceste 3 lucruri. Dar vreau să vi le spun acum pentru că se leagă foarte bine de gândul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea pentru noi în această zi. Și aș vrea să nu vă lăsați distrași de ce se aude, de ce... Mai auziți în partea asta la altă. Concentrați-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că nimic nu-i la întâmplare. Nu întâmplător. Pentru că în seara asta Dumnezeu are de lucru cu viața ta. Pentru că în seara asta Dumnezeu vrea să se atingă de tine. Pentru că înșelăciunea păcatului care a pus stăpânire pe viața ta în această zi poate fi schimbată de cel care e prezent aici. Și Dumnezeu poate deschide cerul în dreptul vieții tale.
Când vorbim de lucruri care pun stăpânire pe viața noastră, sunt trei, dacă vreți așa, hai să le numim, nu știu, trei stații ale dependenței. Trei stații. Trei stații pe care orice specialist în domeniu le va spune și orice specialist în domeniul dependenței le cunoaște. Prima stație a dependenței întotdeauna este negarea. A doua stație este obsesia și a treia este împietrirea. Negarea, obsesia, împietrirea. Negarea e faza aceea în care zici, bă, eu mă pot lăsa oricând. E faza aia în care degeaba spune cineva, tu te uiți la tine și ești foarte relaxat și spui, și ce dacă? Găsești justificări cum găsești cei din Biblie. Știți că în Biblie, în biserica din Roma, spune Apostolul Pavel la un moment dat, vorbind de bisericii din Roma, în capitolul 6, versetul 1, le zice celor din Roma, și ce o să facem acum? Vom păcătui ca să se mulțească harul? Voi v-ați gândit vreodată că era o categorie de oameni în Roma care păcătuiau ca să se înmulțească harul? Adică, vă dați seama ce scuze și-au găsit oamenii ăștia? Au zis așa, noi care păcătuim, facem să se înmulțească harul lui Dumnezeu în universul material. Voi ăștia care vă străduiți cât de cât să ascultați deci cuvântul lui Dumnezeu, voi ar trebui să ne mulțumiți nouă celor care facem mai multe păcate, pentru că noi prin păcatele lui Dumnezeu, prin păcatele noastre, înmulțim harul lui Dumnezeu aici, în lumea asta. Vă dați seama ce scuză jalnică? Și Domnul le vorbește prin Apostolul Pavel și le spune acum, măi, oameni buni, chiar așa? Chiar veniți înaintea lui Dumnezeu cu scuze de felul acesta? Ăsta e primul pas, negarea. Știți cum suntem noi oamenii ca niște copii? Omul când se apucă de absolut orice, orice formă de dependență, și dacă o să dau un exemplu, s-ar putea ca cineva să se simtă vizat. Vreau să vă spun ceva. Nu vă dau niciun exemplu, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească în mod personal. El, Duhul lui Dumnezeu, să aplice cuvântul acesta în mod personal la viața ta. Dar noi știți cum suntem? În primă fază, când omul face primul pas, noi nu conștientizăm gravitatea. Avem senzația, domne, ce mare lucru. Mi-aduc aminte de un tânăr care, pe vremea când era la modă să faci freza ascuțită, dacă vă puteți imagina, a fost o vreme, în urmă cu vreo 10 ani, când era la modă să ai capul ascuțit. Și tânărul ăsta nu numai că avea freza ascuțită, dar avea și mintea ascuțită. Că mi-a zis mie, zice, frate pastor, acum voi la biserică toți spuneți că plata păcatului e moartea, dar vă văd pe toți că sunteți vii. Să nu-mi spui că tu n-ai păcătuit și se uită la mine. Mai întâi vorbește la persoana a treia și după aceea mă provoacă persoana întâi. Să nu-mi spui că tu nu ai păcătuit. Știți că Biblia spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi bănuitori și se uită cu aerul unui polițist care vede un potențial infractor absolut în oricine, se uită la mine și zice să nu spui că măcar bârfit pe care vreau. Și uite că e sănătoasă. Ba, aș vrea să nu vă supărați, după aia trecut din nou, că am văzut că m-am schimbat la față, să nu vă supărați pe mine, dar zice, cred că eu sunt mai sănătos decât sunteți dumneavoastră, că vă mai plângeți, că vă doare spatele, că nu știu ce. Eu n-am nimic. Și dacă ar fi să număr minciunile, zice acum așa, din prima, ar ieși vreo 12-13, dacă să nu mai mint odată, nici nu mai știu de câte ori am mințit săptămâna asta. Și uite că sănătos. Și mă întreabă, dar tu știi pe cineva? Știți cumva pe cineva care să fi mințit și să fi murit imediat după aceea? Știți cum e asta? E ca o minge ridicată la fileu pentru un predicator. Cum să nu? Rapid! Fără să răsuflu. Anania și Safira, în Biblie. Și băiatul deștept, relaxat, cu freza ascuțită și cu mintea la fel, îmi zice, a, nu din Biblie, de la noi din cartier. Știi pe cineva să fi mințit și să fi murit după aceea? Eu mi-aduc aminte când eram copil, am crescut la țară și am crescut cu mentalitatea asta că Dumnezeu s-ar putea să te trăznească imediat ce ai păcătuit. Și eram așa de pocăit, între ghilimele, atunci vara, când tuna și fulgera, cel mai credincios, cum vedeam că se întunecă puțin afară, Doamne, iartă-mă pentru toate păcatele. Doar că știți cum stau lucrurile cu păcatul? Omul fumează o țigară, am zis că nu dau exemple, dar dau exemplul ăsta că poate fi mai ușor de înțeles. Omul fumează o țigară și zice, bă, pe pachetul ăsta ce scrie? Înșelăciunea păcatului aduce împietrire. Nu, scrie că dacă fumezi, tutunul dăunează grav sănătății. Te uiți? Zice, m-am fumat? Nu, cum îs? Îs bine, n-am murit. Îs ok? Pot sufla? Mai fumez una. N-am nimic. Și omul zice, ăștia n-au habar, mă.
Nu știu ăștia ce vorbesc, au pus aici pe pachetul de țigări. E o conspirație la mijloc, sunt interese mari la mijloc. Industria farmaceutică, ăia au ceva interes. Trec 15 ani, același om care o viață întreagă consideră că nu se poate întâmpla nimic. El e imun. Stă în fața unui medic care îi spune: fumați cumva? Pentru că am descoperit că aveți cancer pulmonar. Și omul descumpănit se uită la doctor și zice: domn doctor, dar vă garantez eu că nu faci cancer de la fumat. Că am fumat până acum, la fiecare țigară la început mă tot gândeam, nu o să fac cumva cancer, și n-am făcut. Dar au trecut ani și după 15 ani stă în fața doctorului și doctorul îi spune: ești bolnav. Pentru că noi știți ce facem? De multe ori facem analiza unor oameni înainte ca Dumnezeu să tragă linia. Noi ne uităm la oamenii răi și spunem că le merge bine. Dar vreau să vă spun ceva. Încă Dumnezeu n-a tras linia. Noi ne uităm la viața noastră și avem senzația că Dumnezeu ar fi nedrept, că viața ar fi nedreaptă. Bă, eu mă duc la biserică, mă rog și mie mi se întâmplă și aia și aia altă și-s bolnav și pe dincolo. Și parcă Dumnezeu nu-i drept. Vreau să spun ceva. Încă Dumnezeu n-a tras linia. Întotdeauna când analizezi o viață, uită-te până la sfârșit. Și mai ales, vezi viața aia din perspectiva veșniciei. Pentru că dacă veți citi Cartea Evreilor, și aș fi putut să vă citesc, scrie acolo la un moment dat că fiecare păcat al nostru este ca și cum am călca sângele noului legământ în picioare, adică sângele Domnului Iisus Hristos. Asta ce înseamnă? Există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire și primul pas întotdeauna este negarea. Bă, nu-i mare lucru. Al doilea este obsesia. Și aș vrea să vă spun, obsesia aia, conform dicționarului explicativ al limbii române, este o turburare a voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face un act determinat. Încă o dată, este turburarea voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face ceva. Vă dau și aici un exemplu. Eu am dat examen la școala de șofer mai târziu, către 30 de ani. Dar l-am luat din prima. Și mi-aduc aminte că m-am dus să dau examenul, era ăla cu atinge ecranul, touchscreen, la început. Softul tocmai apăruse, se bloca de multe ori. Și mi-amintesc că lângă mine, în aceeași încăpere, era un individ care era fumător. S-a blocat softul și trebuia să așteptăm, nu știu ce să se întâmple. Noi am plătit examenul, nu aveam voie să ieșim din examen. Cine ieșea din examen, pierdea examenul și banii dați. Și toată munca în zadar. Și trebuia reprogramat. Și ăsta lângă mine, băi, oare ne lasă să ieșim afară? Deja trecuseră vreo 20-30 de minute și el nu mai rezista. Trebuia neapărat să fumeze. Zice, neapărat vreau să fumez. Oare ne lasă? Și vorbește cu domn polițist. Domn polițist, mă lași, poți să ieși numai că ai pierdut examenul. La un moment dat, omul, după ce asta, nu mai știu cât, la un moment dat zice, nu mă interesează, am plecat. Iese. Cum o ieși el, parcă ar fi fost Iona aruncat în mare. Dintr-o dată softul merge. Am atins ecranul. Nu știu dacă v-am spus, dar am luat examenul din prima. după ce am luat examenul din prima, foarte interesant, că eu în dimineața aia am venit de la evanghelizare și înainte să mă duc acolo, să nu procedați ca mine, m-am uitat pe net și exact chestionarul pe care l-am făcut singurul, exact ăla mi-a picat. Domnul lucrează în feluri interesante. Să nu faceți ca mine faza asta. Da, deci după ce am luat examenul din prima, când am ieșit afară, l-am găsit pe omul ăsta, domne, avea o privire pierdută, privirea aia a omului bolovan. Și încă o dată, dacă o luați personal, oricum, îs așa de obosit, când am terminat predica, am plecat. Privirea aceea pierdută pe care o vezi de multe ori în biserică, atunci când noi ne chinuim aici în față, fraților, să ne închinăm, să ne rugăm, privirea omului, a cărui viață este dominată de înșelăciunea păcatului, obsesia. Când omului nu-i mai pasă, n-ai un copil căruia îi spui, bă, omule, dacă continui să faci treaba asta, îți distrugi viața. Poate e aici o mamă sau un tată care se roagă pentru copilul lui
Și poate copilul tău a ajuns dependent de jocuri de noroc, a ajuns dependent de droguri, de alcool, de țigară. Și copilul ăla bun de altă dată e praf acum. Și te întreb, ce ai putea să faci pentru copilul tău? Pentru că a ajuns într-o măsură atât de mare obsedat, e această tulburare a voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face ceva. Poți să-i spui ce vrei, cuvintele tale să lovesc de el așa și trec pe lângă el, exact cum ești tu astăzi aici. Cuvintele mele trec pe lângă tine, bă, nu-s pentru mine, sunt pentru altul. Când omul e obsedat de păcatul lui, nu-i mai pasă de nimic altceva, poate să-i spună pastorul, poate să-i spună chiar un înger de lumină din cer. Nu-i pasă. Și noi de multe ori dăm vina pe vremuri, nu. Problema e înșelăciunea păcatului care duce împietrire. Pentru că a treia manifestare a dependenței este împietrirea. Când ajungi într-o măsură atât de mare, și vreau să vă spun ceva, noi nu propovăduim aici o evanghelie pe jumătate, vreau să proclam din toată inima și ascultați-mă bine în momentul acesta. Nu există păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta, amin. Nu putem noi păcătui atât de mult pe cât Dumnezeu poate să ierte, amin. Numai că Biblia ne avertizează, atenție! Păcatul tău nu-l afectează pe Dumnezeu, păcatul tău te afectează pe tine. Păcatele tale pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Oricât de mult ai păcătui, Dumnezeu rămâne mai departe sfânt. Niciodată neascultarea mea nu-l va afecta în vreun fel pe Dumnezeu, dar toate neascultările mele și toate păcatele mele și toate falimentele mele pe mine mă afectează, pe mine mă împietresc, pe mine mă îndepărtează de Dumnezeu și mă văd eu însumi că nu mai am aceeași râvnă pentru Dumnezeu și pentru lucrurile spirituale și mă întreb de ce. Și răspunsul este simplu, înșelăciunea păcatului aduce împietrire. Nu că Dumnezeu nu poate ierta, ci ajungem noi în situația aceea în care nimic nu ne mai mișcă și nimic nu ne mai face să lăsăm o lacrimă în biserică. Nimic nu ne mai pune situația în care îngenunchiați să avem puterea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne Dumnezeule, avem nevoie de iertarea Ta. Suntem din categoria celui neprihănit care a căzut de 7 ori. Da, 7 aici e o cifră generică. Un om neprihănit în viața asta cade de mai mult de 7 ori, dar se ridică iarăși. De ce? Pentru că Duhul lui, înșelăciunea păcatului, n-a adus încă împietrire în Duhul lui. Omul acela are încă conștiința sensibilă. Duhul lui Dumnezeu e prezent acolo și Duhul lui Dumnezeu îi dă îndemn să se pocăiască de fiecare dată și venind înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl poate ierta. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Numai că Dumnezeu ne avertizează, aveți grijă, înșelăciunea păcatului aduce împietrire și transformă viața voastră de credință dintr-o alergare, într-o târâire. Și la un moment dat să fii în situația în care pur și simplu să nu-ți mai pierde. Ce ar fi să facem? Ce putem să facem? Vă dau doar 2 soluții. Prima, identificați cauza dependenței. Identifică și uită-te bine, care e rădăcina? Dacă rădăcina sunt prietenii, știu că e dureros, spune Domnul, dar mai bine tai o mână, mai bine scoate un ochi, dar să ajungi viu în împărăția lui Dumnezeu. Dacă zi de zi, anturajele tale, prietenii tăi, zici, bă, dar ăștia nu fac nu știu ce mare lucru. Îți din categoria celor care n-au nicio treabă cu lucrurile spirituale. Nu te mira că și tu, pas cu pas, ajungi fix în aceeași situație. Când zici, bă, mare lucru, nu vin la biserică seara, mai vin o dată la 2 săptămâni, identifică, uită-te bine, care este cauza. Da, ai ajuns un bârfitor din cauza faptului că acolo unde te duci, la voi în familie, sau, nu știu, la locul tău de muncă, sau între prietenii tăi, voi de fiecare dată când vă întâlniți, hai să vedem ce mai făcut ăla, ce mai făcut celălalt, sau vă plac, nu știu, bârfele despre celebrități. Biblia spune, taie relațiile acestea, chiar dacă e dureros. Vezi care e cauza? Cauza e telefonul? Nu știu, schimbă telefonul. Identifică, uită-te bine, care este cauza. Și Biblia spune, cât se zice astăzi, ăsta e îndemnul meu și aici am vrut să ajung. Aș vrea să te îndemn, cât se zice astăzi, pocăiește-te. Pentru că înșelăciunea păcatului aduce împietrire. Mi se pare atât de stupidă ideea asta pe care o aud la unii zicând, lasă că odată cu trecerea timpului lucrurile se vor schimba. Dragii mei, cine începe prost în viață, de obicei o termină și mai prost. Sigur că sunt excepții.
dar sunt excepțiile care întăresc regula. E atât de stupid să mă gândesc că cineva ar fi într-o mașină, o mașină care a pierdut controlul, exact așa e viața unui om care a ajuns la un moment dat să fie stăpânită de un anumit lucru. E ca o mașină care și-a pierdut controlul, frânele, și tu ești la volan în mașina aia. Și încă ai mai avea o șansă să scapi, să încerci să oprești, să faci frână de motor sau ceva, să sari pur și simplu din mașină. Dar cum ar fi tu să stai, să te uiți și să zici, bă, dar ce fain e pe aici, până ajung jos mai este. Exact așa se întâmplă cu mulți oameni. Mă, până când ajung acolo în prăpastie, poate se întâmplă ceva și se suspende legea gravitației, că tot trăim în România și se schimbă legile de la o zi la alta. Și mulți oameni fac exact la fel, bă, încă-s tânăr, încă mai am 40 de ani, încă mai am 50 de ani, las că-i vedea eu când o fi la 70 de ani, când o fi la 80 de ani, nu voi uita. Și am mai spus aici în urmă cu ani de zi, în urmă cu 3 ani când am început biserica, ceva ce mi-a marcat slujirea la început. De ce vă spun asta? Tocmai de curând am trecut pe acolo, prin județul Ialomița. Și mi-am adus aminte de un tânăr care a murit într-un accident de mașină, un tânăr care s-a predat la predica mea. O predică spusă la marginea șanțului, într-o localitate în județul Ialomița, undeva lângă Urziceni, în vremea în care făceam practică pastorală acolo, în anul 2, mi se pare, de facultate. Am predicat acolo și a fost un băiat care s-a predat la predica mea și a venit și mi-a spus, mi-a zis, bă, știi ce, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu vreau acum, ai vacanță, ai discoteca aici la noi în sat, cum era pe vremea aia, la Căminul Cultural. Când se termină vacanța, mă duc la București, pentru că era din București. Părinții mei sau cineva din familia lui, mi se pare, îmi spune, zice, mai merg pe la biserică și aș vrea și eu să mă pocăiesc, dar încă nu-i vremea. Mi-aduc aminte de ce, pentru că evenimentul ăsta m-a șocat și m-a determinat în bună măsură să devin evanghelist. Eu care până atunci eram foarte pasionat de teologie și mă vedeam mai degrabă pe latura asta filozofică, teologică. Pentru că după ce m-am întors de acolo la câteva zile, să aflu că băiatul acela, mergând pe celebrul drum al morții, de la Urziceni spre București, a avut un accident și a murit pe drum. Există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire în viața noastră și Biblia spune, câtă vreme se spune astăzi, nu-ți împietri inima, câtă vreme se spune astăzi. Ideea asta că lasă că odată cu trecerea timpului poate lucrurile se vor schimba, îndemnul lui Dumnezeu pentru noi astăzi este, identifică rapid care-i sursa răului, apoi înlocuiește răul cu prezența lui Dumnezeu. Pentru că altfel, dacă viața ta rămâne goală de Dumnezeu, spune Biblia tot în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, mi se pare de la versetul 25-26 în jos, când dintr-un om iese un duh rău, de adicție, dacă vreți, de dependență, și viața omului rămâne goală, știi ce se întâmplă? Duhul ăla se duce, mai întâlnește 7 duhuri, zice Biblia acolo, mai rele. Și viața omului ajunge mai rea. Înlocuiește dependența de lucrul ăsta cu dependența de Dumnezeu. Aș vrea să vă spun ceva. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră poate aduce satisfacție mult mai mare decât ar putea aduce orice lucru din lumea asta. Orice lucru care crezi că îți aduce bucurie și satisfacție nu poate fi comparat cu prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Când Dumnezeu deschide cerul și lasă să coboare Duhului cel Sfânt în viața noastră, prezența lui Dumnezeu în viața ta te poate elibera. De ce? Că Dumnezeu îți poate aduce mai multă bucurie decât orice păcat din lumea asta. Poate ești astăzi în biserică, vii de ani de zile la biserică, inima ta e împietrită din cauza înșelăciunii păcatului și ai vrea cumva să te lași de păcatul din viața ta, dar nu poți. Vreau să spun ceva. Astăzi, când se zice astăzi, Dumnezeu poate să schimbe viața. Și singura șansă e normativa biblică, e imperativul biblic, fiți plini de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu poate coborî în viața ta, plinătatea Duhului Sfânt poate aduce bucurii nescrise, bucurii care nu se pot compara cu bucuriile de clip ale păcatului. Dar singura șansă de a reuși să biruiești e prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vă îndemn toți cei care luptați cu anumită adicție, citiți Crucea și Pumnalul de David Wilkerson. Oameni, generații întregi de oameni care erau dependenți de droguri și care au fost deliberați prin botezul cu Duhul Sfânt. Oameni care luptau cu dependența de heroină și care n-au reușit să scape altfel. Dar când Dumnezeu, când se manifestă plinătatea Duhului Sfânt în viața lor,
Sunt eliberați. Pentru că prezența lui Dumnezeu poate aduce mult mai multă bucurie decât orice ar putea diavolul să ofere în lumea aceasta. Aș vrea în această zi, la sfârșitul predicii, să ne rugăm. Am promis atunci când v-am invitat să veniți la biserică, am promis că astăzi vreau să ne rugăm pentru toți cei care au o anumită cauză, dar vreau să ne rugăm pentru cauza asta în mod special. În clipele care vor urma, aș vrea să rămânem în atitudine de rugăciune. Vreau să rămânem așa. Grupul de închinare vine aici în față. Dar voi așezați acolo unde sunteți, aș vrea să rămâneți în atitudinea aceasta de rugăciune. Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Să vezi în viața ta care e lucrul acela care împiedică cerul lui Dumnezeu să se deschidă în dreptul vieții tale. Din cauza căruia nu se aude vocea Tatălui care să spună: acesta este fiul meu, aceasta este fiica mea, aceștia sunt copiii mei preiubiți în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Uită-te bine la viața ta. La un moment dat viața ta de credință a fost o alergare, dar te-ai împiedicat. În această zi, păcatul care înfășoară atât de lesne poate fi înlăturat de prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cred din toată inima că istoria bisericii se schimbă atunci când Dumnezeu își manifestă prezența și puterea prin Duhul Sfânt. Așa cum am fost îndemnați la timpul de închinare, sursa puterii noastre este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și în această seară aici, în Biserica Lumina, și nu numai pentru noi, ci chiar și pentru cei care ne urmăresc online, Dumnezeu își poate manifesta prezența și puterea. Și Dumnezeu poate elibera de sub puterea oricărei adicții, oricărei dependențe. În numele sfânt și scump al Domnului Iisus Hristos. Pentru că suntem înconjurați de un nor atât de mare de oameni. Vreau să spun ceva. Nu ești singurul care a luptat cu păcatul în viața ta. Nu ești singurul care a luptat. Au fost alții înaintea ta care au biruit. Sursa puterii privește țintă la Iisus. În seara asta El este prezent aici, în Biserica Lumină. Dacă încă nu i-ai simțit prezența prin Duhul Sfânt, mă rog în clipa asta, în mod supranatural, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se atingă de conștiința ta, de mintea ta și să simți că Dumnezeu e aici. E să lumineze mintea ta și să te facă să vezi care e sursa răului din viața ta și să te întrebi: Doamne, cum eu, un om inocent și sincer, am ajuns în situația asta, împodmolit, împiedicat, târâit de pe o zi pe alta, fără bucurie și pace, fără să pot să stau așa cum ar trebui să stau. Doamne, am nevoie de puterea ta. În seara asta Dumnezeu e prezent aici. În seara asta Dumnezeu începe o trezire spirituală la Oradea, aici în Biserica Lumina, cu o singură condiție: să fim gata să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, astăzi, Doamne, vrem să deschizi cerul. Astăzi, Doamne, vrem să te atingi de noi. Vrem, Doamne, să ne transform inimile împietrite din cauza păcatului în inimi de carne, în inimi care să pulseze pentru Tine și de dragul Tău. Aș vrea în clipele care urmează să ne ridicăm împreună în picioare. Va fi un timp în care ne vom închina lui Dumnezeu prin cântare. Am o rugăminte la voi. Va mai ruga și alte dăți. Sper ca măcar în această zi să avem libertatea să stăm cu mâinile ridicate. Poate ți este rușine să o faci. Dacă n-ai mai ridicat până acum mâinile, măcar împreunează-le în semn de rugăciune. Dar vrea să ai libertatea în această zi să ridici mâini curățite prin sângele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea în timpul închinării să avem libertatea să stăm în prezența lui Dumnezeu. Și apoi după ce vom continua, după ce vom începe să cântăm, aș vrea în seara asta să mă rog pentru toți cei care vor să fie eliberați în numele lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt.